Weekendul acesta a fost plin de evenimente în județul nostru. Oaspeți importanți au ajuns pe plaiurile mehedințene pentru derularea proiectului Adacale Monamur. Însoțiți de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și de prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, au retrăit împreună momente din istoria insulei Adacale, a cărei poveste fascinantă a fost înghițită de apele Dunării. Zeci de foști locuitori ai insulei Adacale, care acum trăiesc în mai multe județe ale țării, împreună cu excelența sa Fusun Aramaz, ambasadorul Turciei la București, reprezentanții Asociației pentru Cultură și Tradiție Anton Pan și membrii ai Uniunii Democratice Turce, au fost astăzi într-un periplu pe Dunăre, atât în zona unde a fost cufundată insula Adacale, cât și la cetatea Adacale, strămutată în anii 60 pentru construirea hidrocentralei Porțile de Fier 1. Delegația a fost primită exemplar și însoțită de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și de prefectul județului Mehedinți Alin Isuf. Una excelența voastră, mă bucur să vă revin. Bine ați revenit în județul Mehedinți. Mă bucur să vă revin. Domnul prefect al județului. Bună ziua, excelența voastră. Bine ați venit în județul Mehedinți. Bine v-am găsit. Mă bucuram să reveniți în județul nostru. Sper să aveți o ședere agreabilă. Bata noastră, așa cum zi de flori, câteva suveniruri, bine ați venit. Mulțumesc! Mulțumesc! Acceptați din partea mea o bucată de flori. De-a lungul călătoriei pe Dunăre, în zona unde a fost cufundată insula Adacale, în memoria acesteia, dar și a oamenilor care au locuit cândva aici, a fost lansată la apă o coroană de flori, în semn de omagiu. Vom lansa la apă o coroană de flori în amintirea celor care au rămas parte din rămoșii noștri care sunt pe insula Adacale și în amintirea insulei Adacale. Pe coroana am scris, cu permisiunea dumneavoastră, Adacale Monamur, pentru că este vorba de acest proiect, paradisul dispărut. M-am bucurat că le-am oferit momente cu o încărcătură emoțională puternică oaspeților noștri veniți în Mehedinți pentru derularea proiectului Adacale Monamur. După ce în prima parte a zilei a fost vizitată zona fostei insule Adacale, împreună cu prefectul județului Mehedinți Alin Isuf și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ramona Cupă, i-am însoțit pe insular și pe excelența sa, doamna ambasador, la Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier 1, acolo unde sunt expuse obiecte originale sau replici fidele ce redau aspecte ale vieții de pe insula scufundată. Prin înființarea acestei expoziții am convingerea că Muzeul Regiunii Porților de Fier și Consiliul Județean Mehedinți au arătat respectul și prețuirea pe care le au pentru locuitorii insulei scufundate. Îi mulțumesc excelenței sale, doamna ambasador, pentru vizita în județul Mehedinți, a doua în decurs de un an, și îi transmit toate gândurile de apreciere, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Ziua și bine ați venit la Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier 1. Această secție s-a deschis în 1976, la 4 ani după inaugurarea Hidrocentralei Porțile de Fier 1. Expoziția permanentă, avem secțiunea de etnografie, un punct foarte care face referire la insula Adacale. Am reconstituit un interior de pe insula Adacale cu piese acționate în anii 60, la comunitatea care a trăit această insulă. În a doua parte a zilei, cu sprijinul reprezentanților sistemului de gospodărire a apelor române mehedinți și al administrației bazinale de apă Jiu, am însoțit delegația la cetatea Adacale, din aval de hidrocentrala Porțile de Fier, acolo unde oamenii au fost impresionați de somptuoasa construcție. Cei care au trăit pe Adacale au vizitat pentru prima dată cetatea și au căutat chiar locurile în care ar fi putut fi localizate casele în care s-au născut. În stânga era pâinea, în formă se mergea mai departe uzina, în dreapta fabrica de confecții, intram pe cazemată, deasupra era geamia moscheia, mergeam mai departe. În partea din față, parcul. Și acolo ar fi trebuit să fie Miskin Baba.
mi schimb baba în partea asta la... Da, dincolo. Ca localizare, insula Adacale se găsea între Drobeta Turnu-Severin, 15 km a val, și Orșova, 9 km a munte, la câțiva kilometri de Marele de Fileu, Porțile de Fier, unic de altfel în Europa prin pitorescul său. Între gurile de vărsare ale râurilor Cerna și Bahna, mai precis în dreptul localității Vârciorova, se mai văd și astăzi, în special pe timpul verii, ieșind din apele bătrânului fluviu, sfidând parcă spațiul și timpul, mărturii ale unei civilizații strămutate.